Bun. Și acum continuăm povestea mai departe. După ce a învățat ce este acela un pupic, un sărut și să rămâi însărcinată cu cine nu trebuie, dar să te căsătorești cu soțul care trebuie și să taci o viață întreagă, până când într-o zi se află adevărul. Tatăl tău nu este cel din poză, este celălalt. Este momentul acela când afli că mama ta a făcut o prostie cât casa și tatăl adoptiv este prostul care te-a luat de soție și tu ești copilul dobitocului cu care s-a culcat înainte de nuntă. Bun, rămâi perplex că ție ți se pare o prostie, o înjurătură, dar așa se întâmplă. Și de acum încoace o să ai lângă tine soțul care trebuie, surogatul care trebuie și tot ce trebuie. Pentru că ai vrut un om mai bun decât prostul care îți vorbește acum.